trebuie să te inspiri de undeva. Tot în lumea asta s-a făcut deja. Dar tu trebuie să vezi unde s-a făcut ca să poți să faci și tu. N-am văzut în Moldova nicio mireasă relaxată. Știi? Fericită. Tu ești responsabil de studiile tale, tu ești acolo pentru că ție îți trebuie, nimeni nu te împinge din urmă. Obiceiul de a munci e un obicei, el se învață, e un mușchi care trebuie antrenat. Cât înaintezi în vârstă, cu atât mai tare simți legătura cu locul din care vii. Cred că ar trebui să ne creștem copiii cu ideea că tu ești valoros prin simplu fapt că existi, nu trebuie să pui fricile tale pe umerii lor. It's their life. Salut, sunt Corina Culeva și vorbim la 1 noaptea. E nice viața mea la moment. Se întâmplă lucruri frumoase, lucruri pe care le-am tot avut în cap mult timp. N-am avut un plan neapărat. Chiar acum mă gândeam pe drum, eram cu soțul meu pe drum și ne gândeam dacă am avut un plan. N-am avut, dar am avut vise și ele, nu știu cum, știi cum, legea atracției, acum se întâmplă, da, funcționează. Au rămas acolo în background și vrei, nu vrei, toate acțiunile noastre ne-au direcționat acolo. Așa că e bine, sunt super activ profesional, m-am întors de curând la activitatea full-time după concediu de maternitate și it feels good. It feels like myself again. Sunt fondatoarea și designerul companiilor Zoe Rowan și Want to Dream. Zoe Rowan face ținute de mireasă. Suntem în al 5-lea an de activitate și deja suntem prezenți pe toate piețele mari din lume. Și urmează să avem primul showroom al nostru propriu și personal în Copenhaga, în sfârșit, acolo unde eu locuiesc. Iar Want to Dream face lingerie de pat și activează în principal în piața Republicii Moldova. Deci mă ocup atât cu partea creativă a afacerilor, cât și cu tot ce ține de gestionare, administrare și administrare mai puțin acum, dar strategie și viziune în general, asta fac. Am început Zoe Rowan în 2019, când mă pregăteam de propria nuntă și îmi căutam un anume fel de rochie de mireasă pe care nu-l găseam sau îl găseam, dar era mult peste bugetul meu. Și pentru că aveam deja o experiență în industrie și știam deja niște oameni, știam deja niște procese, am zis că why not, I can do it. Mi-am făcut rochia și de acolo până la a deschide Zoe Rowan a fost o decizie foarte rapidă, nu știu, am avut încredere că pot să fac asta. Și nunta noastră a avut loc pe 12 iunie, iar Zoe Rowan s-a lansat pe 15 iunie în același an. Da, sunt aproape 5 ani de atunci, 4 jumate. E adevărat că foarte puțină lume a crezut în toată aventura asta, mai ales că eu știam din start că am să le vând online. Ăsta a fost planul de la început și ăsta ne-a servit drept avantaj după jumătate de an mai târziu când a venit pandemia peste noi și mai ales peste industria asta. Și e adevărat că nu am avut susținere, a fost un singur om și acela n-a fost soțul meu, a fost o prietenă care mi-a zis că yes, you can do it. Dar mai mult decât atât, nu mi-a fost frică. Nici acum nu mi-e frică. Știi, eu în general, dacă nimeni nu moare, it's fine. We can find the solution, știi? Putem să... tot timpul, dacă și-mi povestești cineva despre o tragedie, vreau să știu dacă există loc de rezolvat sau dacă a murit, știi? Pentru că dacă există loc, înseamnă că nothing is lost yet. În general, cred, eram și mult mai tânără și în general când știi mai puțin, ești mai curajos, știi? Acum, deși cred că și acum aș mai face odată, dar altfel, evident, acum știu multe lucruri. Dar am înțeles după, destul de recent, că fix faptul că n-am știut nimic m-a ajutat.
pentru că nu am, eu n-am știut cum funcționează industria, n-am știut cum, ce trebuie să fac, unde trebuie să merg, dar fix treaba asta mi-a dat mie voie să visez și să găsesc căile mele, pentru că dacă eu știam, îmi puneam un milion de întrebări și mă gândeam, da, îmi spot, dar eu nu știu pe nimeni, n-am nicio relație, dar cu cine am să vorbesc, dar unde să mă duc, cum să fac, dar pentru că n-am știut, a fost the perfect how it was, știu. Eu am observat că informația, evident, ne înarmează, dar atunci când ai prea multă, mie mi se pare că, deși te ajută să faci o decizie importantă, îndepărtează foarte tare decizia de tine. Pentru că tu te uiți din toate părțile și, evident, cântărești cât de bine poți și atunci tot amâni și amâni și poate nu mai faci. Eu locuiam deja de mulți ani în afara țării și tot eu știam așa din că vedeam la părinții mei, vedeam la neamurile mele cum în general cu ce respiră oamenii ăștia și simțeam poate la nivel instinctiv că suntem de aici, dar atât. Logic, eu nu înțelegeam cum funcționează oamenii ăștia de pe loc, oamenii ăștia cu care eu urmează să lucrez. Și asta mi-a fost destul de greu să ajung să înțeleg. De asta, când am început să m-am înscris la cursuri de tot felul, în persoană, ca să mă duc să cunosc oameni, să înțeleg cum merge capul lor, știi? Cu ce trăiesc, ce e important pentru ei în viața asta. Pentru că eu știam că eu sunt foarte diferită. Sunt a locului, dar nu chiar, știi? Și asta a fost, cred că, provocarea cea mai mare. Și să mă fac, să-i fac să mă urmeze. Eram foarte tânără, era un vis care era doar al meu și care nu era deloc palpabil. Și mi-a fost greu să-i conving că you can trust me. Și mă bucur, acum avem o echipă mică, dar simt așa susținerea lor, simt încrederea, simt că, deși vin acum mai rar, dar simt că mă așteaptă, văd că mă așteaptă și-s bucuroși să mă vad bucuroase, că sunt doar femei. Și știu că dacă am nevoie și ce am nevoie, se întâmplă. Și la nivel personal, asta mi-a fost greu, să construiesc o relație personală cu ei, știi? Să fii mai mult decât I am the boss, you do what I say. Dar oricum nu funcționează așa. Nu cred. Nu știu la cine funcționează, la mine nu. Nu cred. Și cred că oricum e pe termen foarte scurt. Dacă și funcționează, nu poți cu autoritatea doar. Sunt mai degrabă femei decât fete. Deci sunt mai spre 30, poate după 30. Având în vedere că noi vindem online, bine, avem și parteneriate cu retailer și atunci eu nu interacționez cu ei. Eu interacționez cu ăștia care vin la noi direct. Și având în vedere că noi vindem online, sunt niște femei destul de stăpâni pe ele și care știu ce vor, știu care este stilul, știu cum arată corpul lor, ce le avantajează, ce nu le avantajează. De asta noi nu prea trebuie să facem muncă de direcționare în sensul ăsta, că ei la noi ajung deja fierbinți, știi? Deja ne urmăresc din mai mult timp, dar pur și simplu știu că stilul nostru li se potrivește. Sunt mari, sunt independente, sunt stăpâni pe ele, de obicei au nunți mici, așa, very intimate, și vor să se simtă bine, vor să fie lejer, nu vor să le încurce niciun fel de corset pe nicăieri și vor să danseze toată noaptea, să distreze. Noi am vândut, cred că, maxim 5 rochi în toată activitatea noastră în Moldova. Deși cred că este piață pentru noi aici, cred că în ultimii ani lucrurile s-au schimbat, pentru că noi venim un produs foarte minimalist și chiar trebuie să ai o personalitate să porți treaba asta, pentru că e clar că nu o să iasă rochia în evidență decât dacă tu ieși în evidență, știi? Adică dacă tu o porți așa încât ea să te... Exact, să te avantajezi, să te reprezinte, dar nu e o rochie din aia pe care o vezi prima. Știi? Filozofia e că mireasa poartă rochia și nu invers. De asta, da, ziceam, cred că acum este piață, dar nu ne-am promovat.
nu știu de ce, pur și simplu nu ne-au mai ajuns resurse, dar vreau să acoperim și piața asta, că mi se pare că miresele noastre deja au ajuns la un nivel de maturitate sau există o anumită categorie de mirese care corespund descrierii pe care ți-am făcut-o mai devreme. Știi, uite, am să dau un exemplu. Soțul meu avea o coleg la muncă care a avut nunta în vară și a venit după nuntă, toată lumea întreabă, how was it? Și că bine, I got wasted. Știi? Și v-ați face, cum? La nunta ta? Adică te-ai îmbătat la propria nuntă? Știi? Uite, asta e diferența. Pentru că oamenii fac nuntă, simt bine. Pentru că e nunta lor, e ziua lor și fac ce vor cu ea, știi? Invit pe cine vor, dansează cum vor, beau cât vor la urma urmei, că sunt liberi și democrație, știi? Ceea ce mie mi se pare că nu e neapărat scopul nunților din Moldova. Dar eu n-am fost la atât de multe ca să vorbesc, e așa, doar pentru că știu cultura și așa. Dar mi se pare că s-au cam schimbat lucrurile în ultimul timp, dar oricum n-am văzut în Moldova nicio mireasă relaxată. Știi? Fericită, care enjoy life. Știi? Am văzut mirese care gestionează un milion de lucruri și care vor ca toate șervețelile să fie perfecte, dar n-am văzut miri care să trăiască momentul și să fie atât de îndrăgostiți fix în momentul ăla, să vezi că e atât de inspirațională iubirea lor, dar pentru că sunt prea multe, pentru că vor toate nașile cu mătrii, toți vor ceva și da, aici cred că e diferența de și nu doar nunte, doar un exemplu de filozofie de viață în general. Și asta n-are nicio legătură cu fericirea și cu simțitul, cu faptul că te simți sau nu bine, știi? Toată imaginea asta așa perfectă și lucrurile toate aranjate, deloc nu-s despre fericire. Dar mie îmi sper că la noi nu-s cultivă fericirea. Eu toată copilăria mea, eu n-am auzit decât în Danemarca și decât eram adult deja când eu am stabilit că eu trebuie să fiu fericită în viața asta, știi? Adică eu am avut întotdeauna multe planuri, multe scopuri, eu trebuie să fac asta, dar niciodată n-am avut scopul decât când am devenit adultă, dar bine adultă eram deja, că vreau să fiu fericită. Asta a fost un drum foarte lung să ajung la ideea că this is important. Dar pur și simplu cuvântul fericire nu s-auzea. În copilăria mea eu n-am auzit, știi? Ăștia doi sunt fericiți. N-am auzit. Le merge ok? Le merge bine, am auzit, dar sunt fericiți? Sau de la toată lumea știam ce trebuie să faci ca să ai succes, ca să nu știu ce, mă rog. Era tot... Nimic din asta n-a funcționat, dar asta e altceva. Dar nu, pur și simplu, nu s-a... Nu știu, n-am avut, nu s-a plantat în capul meu că trebuie să te simți bine. Despre asta e viața. Era despre cu totul altceva, despre muncă, bine fericit, dar ce faci în viața asta, știi? Hai, lasă-mă cu fericirea, ceva mai palpabil, știi? Da. Eu n-am definit-o încă, eu încă caut definiția asta, dar mie mi se pare că nu trebuie, neapărat. E o stare de bine, care nu se explică, știi? It's just, te bucuri că existi. Știi? Și că te afli unde te afli și că trăiești ce trăiești și vrei să se mai întâmple asta, vrei să te mai trezești mâine dimineață, abia aștepți să vină dimineața ca tu să o iei de la capăt. Mie mi se pare că asta e definiția fericirii. Eu nu știu dacă cred neapărat în fericirea descrisă ca un moment. La mine nu e așa. Atunci, da, e un fel de apogeu, e un fel de emoții foarte înaltă. Dar mie mi se pare că fericirea adevărată e totuși constantă. Evident, vin chestii care se întâmplă, ai momente up and down, dar cred că e totuși o constantă și vine din interior și dintr-un zen din interior. Da.
În primul rând îți permite să nu ai grijile astea foarte chinuitoare și foarte primare, știi? Și grijile astea nu numai că sunt chinuitoare, dar mie mi se pare că sunt și umilitoare. Pentru că e în 2024 afară, știi? Oamenii n-ar trebui să-și facă griji de ce mănâncă sau de cu ce plătesc gazul mâine. De asta, știind câți bani sunt în lume, chei sunt, e destul de umilitor, cred, să ai grijile astea legate de bani. Dar în același timp, cred că de la un moment deja nu mai face diferența neapărat. Dacă ai chestiile primare și îți permiți o viață cât de cât decentă, deja ce urmează după, nu cred că influențează la fericire. Știi? E un confort, da, te ajută să ai experiențe care după asta probabil că îți enhance fericirea, da, dar nu cred că fac diferența și te fac neapărat fericiți. Da, uite, pragul ăsta jos, de la n-am până la pot să trăiesc liniștit, dorm bine toată luna și inclusiv și la sfârșit de lună, iar că aici cred că da, cred că ți-aduce și cred că chiar fericire îți numești diferența pe care o fac. Dar mi se pare că noi în țara asta toți avem mentalitatea de om sărac și avem trauma sărăciei, deși nu toți am trecut. Eu personal nu am trecut neapărat prin sărăcie. Părinții mei n-au fost bogați, dar am avut o copilărie decentă. Dar oricum, cred că toți avem trauma asta, ei națională, transgenerațională, nu știu când o scăpăm de ea. Am plecat la facultate după liceu și am nimic din Danemarca. Asta a fost 10 ani în urmă, mai bine de 10 ani în urmă. Nu știam nimic, știam doar că facultatea e gratuită și alegeam între Olanda, Danemarca și Statele Unite. Și în Danemarca era singura care era gratuită și care în anul acela, facultatea la care intram, în anul acela s-a clasat în top 3 cele mai bune universități de business din lume. Și asta a făcut alegerea pentru mine, am zis că ok. Și aveam un coleg de clasă, al cărui soră era deja acolo. Așa că nu mă duceam în nicăieri, ea m-a ajutat foarte mult când am venit în prima săptămână. This is how I got there. Și am rămas, pur și simplu, a fost dragoste la prima vedere. A fost așa un feeling de acasă, știi? Din prima, nu știu de ce, e inexplicabil, nici acum nu-mi explic. În a treilea, eu am plecat de acasă la 15 pentru că am făcut liceu în București. Dar București a fost un coșmar pentru mine. Eu l-am urât din toată inima mea. Și eu și acum când trec pe strada școlii din București, am așa un gol în stomac și dacă pot, evit, știi, merg pe paralelă, merg că I really did not like it there. Nu s-a întâmplat nimic, pur și simplu a fost brusc și a fost, pur și simplu eram mică, atât. Nu s-a întâmplat nimic, era ok, ca toată lumea, știi? Dar cred că eram mică. Era bine acasă înainte de asta și cred că asta a fost, da. Știi, era 2009 și era 7 aprilie și se întâmplau lucruri pentru că eram convins că rămân la liceu în Moldova, dar părinții mei foarte tare s-au speriat. Ei întotdeauna m-au pregătit să fac facultatea în afara țării și nu în România, dar undeva în vest. Și nu știu de ce venise un moment că lor le spărea că ori acum plec, ori primul n-o să mai plec, știi? Și s-a luat decizia să plec repede la București, la liceu. N-aș califica nici ca corect, nici ca greșit, așa a fost decizia. Dar da, au fost 4 ani grei pentru mine. Copiii basarabeni oricum sunt un pic mai maturi. Știi? Cred că nu mi-am explicat niciodată de ce, nu știu încă, dar eram mai maturi. Și colegii mei, știi, eram în clasa nouă, colegii mei încă aruncau cu hârtiuți prin pix, ceea ce noi în Moldova făceam în clasa a patra, știi?
Asta e doar un indicator, dar noi nu eram la fel și nu limba era ce ne diferenția. Era mult mai mult decât atât. Și eu pur și simplu eram prea mică ca să cope with that, pentru că și acum eu nu sunt la fel. Adică, dintre mine și danezii e foarte mare distanța, dar acum I own it altfel, știi? Înțeleg acum că ceea ce mă diferențiază este ceea ce mă avantajează, de fapt. Atunci eu nu aveam maturitatea aia să înțeleg asta, știi? Doream să fiu ca toți. Eu am înțeles asta din prima zi la facultate, când acolo erau 50 ceva de naționalități, știi? Și când am văzut că universitatea asta caut cât mai multe culturi, știi? Și când am văzut că toate anunțurile de job zic că we are diverse here, știi? Și nu contează de unde vii, cât mai departe și cât mai din neauzit, cu atât mai bine. Că înseamnă că aduci ceva ce noi până acum n-am văzut, n-am făcut, n-am înțeles și cu siguranță că tu, din cultura ta, poți să ne înveți pe noi ceva, știi? Dar eram deja adult când am înțeles. Acum toate administrațiile de orașe și în general toată conducerea din această țară o să fie foarte supărat pe mine, dar eu cred că tinerii trebuie să plece. E foarte trist că ei nu se întorc, dar eu cred că trebuie să vezi ce se întâmplă în lume, cum trăiesc alți oameni, cum construiesc alți oameni, ca să poți să faci asta și tu. Pentru că dacă tu n-ai văzut asta în viața ta, cum ai să faci? Știi? Pe mine mă întrebau oamenii de ce noi nu ne mutăm în Moldova, având în vedere că banii mei se fac în Moldova și deci problema nu-i banii, de ce nu venim în Moldova? Pentru că eu nu cred că stând la Cahul, acolo unde sunt afacerile mele, eu pot să fac rochii frumoase. Trebuie să te inspiri de undeva. Tot în lumea asta s-a făcut deja. Dar tu trebuie să vezi unde s-a făcut ca să poți să faci și tu, știi? De asta chiar cred că e super important, în general e important pentru oameni să călătorească, dar mai ales pentru tineri ca să-și deschidă orizonturile și ca să vadă altceva și șocurile astea culturale, ele sunt super benefice, pentru că ți-ți pare, tu toată viața crești și ți-ți pare că asta e realitatea and that's it, știi? Și pe urmă tu te duci și tu îți dai seama că adevărul tău deloc nu e adevărul altcuiva și asta e minunat. Știi? Asta e wonderful. Înseamnă că sunt atâtea feluri de a face lucruri. Așa că da, recomand. Trebuie să faci mult research, mai ales și multe on your own. Tu ești responsabil de studiile tale. Tu ești acolo pentru că ție îți trebuie. Nimeni nu te împinge din urmă. Nu vrei, it's your choice. Și da, se fac multe assignment-uri. Asta a fost o chestie destul de grea pentru mine și știu că e foarte greu pentru toți studenții care vin din părțile noastre, pentru că în assignment trebuie să spui ce crezi, știi? Trebuie să spui ce crezi despre temă. Iar eu făceam International Business and Politics și trebuia să cred multe chestii despre și mai multe chestii, dar noi aici nu eram învățați să credem, știi? Nu eram învățați să învățăm, atât. Dar ce crezi despre asta, tu nici nu îndrăzneai să ai neapărat o părere. Bine, așa despre evenimente foarte mari, da, dar despre concepte mai mici, tu nici nu te gândeai că, în general, trebuie să ai o părere, știi? Și da, erau foarte, foarte multe assignment-uri și mult de scris, foarte mult de scris. Dar nu atât de practic cum m-aș fi așteptat fix la școala mea, nu am avut case-uri de lucrat cu companii, a fost foarte academic și destul de intens academic. Eu văd cum crește bebelușul meu în sistemul danez. Ei toți au o părere. Prima întrebare, dar tu ce crezi? Știi? Și asta a pus super mult presiune pe noi, pentru că sunt multe lucruri despre care tu încă nu ți-ai făcut părere, că nu știi. Efectiv, nu știi. Și pune foarte mari presiuni când ești într-un, nu știu, și faci networking și omul te întreabă, tu ce crezi? Dar tu
la etapa aia când nu crezi nimic, știi? Dar ei cred. Deci ei consideră că trebuie să știi, să fii la curent și să ai o părere. E adevărat că nu sunt super buni în matematică și nici nu știu formulele la fizică. Dar ei știu ce se întâmplă în lume, ei știu cum ceea ce se întâmplă în lume le influențează lor viața, ei pot să facă legătura asta și să spună links-urile împreună, știi? Și asta e super important. Și da, asta a fost un șoc cultural. Asta a fost un șoc cultural și pentru sora mea, mai ales că era și mai mică când s-a mutat și a mers la școală acolo, la liceu, și prima chestie era tu ce părere ai, știi? Și da. Sora mea e adolescentă, era acum deja, e adultă, adult. Că se supără dacă zic încă e adolescentă. S-a mutat cu noi când avea 16 ani și ca orice copil danez obișnuit, ei lucrează de foarte devreme, a avut job pe tot parcursul liceului, împărțea ziare, după care și-a găsit un job în babysitting, după care alt job. Și da, eu cred că e super important, chiar dacă părinții te întrețin și nu știu ce, obiceiul de a munci e un obicei, el se învață, e un mușchi care trebuie antrenat. Și cu cât mai devreme, cu atât mai bine, din punctul meu de vedere. Și dacă lași mai târziu și n-ai obiceiul ăsta, nu știu cum, mie mi se pare că ajungi să crezi că munca e doar pentru ca să câștigi bani. Dar deloc nu e așa. Oamenii nu se duc la muncă numai pentru că vor să câștigi bani. Banii sunt remunerarea pentru munca ta, dar tu obții multe alte beneficii muncind. Așa că, da. Am lucrat la Zara când am ajuns. Toți anii de facultate am lucrat la Zara și ăsta a fost un job care mie mi-a plăcut super mult, dar pentru că atâta știam și pentru că mi se părea în general wonderful că mi s-a dat posibilitatea asta să eu să fiu studentă și să am un job care să-mi permit mie să mă întrețin fără să am nevoie de ajutorul părinților mei. Și era perfect, știi? Și mai ales că mi-am făcut toți prietenii mei, i-am făcut acolo, la jobul ăsta. Toți eram studenți care lucrau part-time ca să se întrețin la Zara. După care am lucrat la aeroport, la o perioadă destul de scurtă, am lucrat ca ghid și trebuia să fiu un fel de ghid spion pentru pasageri, da, călătorii vorbitori de limbă rusă, trebuia să-i direcționez, dar mai mult trebuia să văd ce cumpăr, unde se duc, ca acolo unde ei se duc, ei după aceea să enhance service-ul în rusă, știi? Așa că eram așa un fel de... scriam raport la final de fiecare shift, știi? Unii au fost, ce au făcut, cât au cumpărat. Acum nu știu de ce nu se urmărea altfel treaba asta și trebuia eu să raportez. Dar, mă rog, asta era. Și cam asta. Și după facultate m-am angajat deja pe profil. Făceam, nu chiar, ba da, pe profil făceam un fel de mix între sales and marketing la o companie în healthcare. Și astea au fost joburile mele oficiale în care alți oameni m-au plătit ca eu să lucrez. Mie îmi sper că noi toți trecem prin asta când plecăm, dacă suntem super impresionați de ce se întâmplă. Nu toți, într-adevăr, unii se adaptează mai greu pentru că e greu să te rup, dar dacă ești super impresionat, primul instinct e nu mai vreau, nu mă mai întorc înapoi sub nicio formă. Dar cred că pe urmă, treptat, într-o formă sau alta, vrei să te întorci. Poate nu permanent, cum eu nu vreau să mă întorc permanent, pentru că îmi place confortul în care eu trăiesc acum. Dar nici nu vreau să rup legătura. Adică nu vreau să fiu cetățeanul lumii, cum credeam eu acum 5 ani, că eu sunt cetățeanul lumii. Nu, mi se pare, am observat în ultimii ani, cât înaintezi în vârstă, cu atât mai tare simți legătura cu locul din care vii. Chiar dacă fizic tu n-o mai ai și chiar dacă tu nu mai înțelegi cum funcționează oamenii ăștia, dar chestiile astea nu se explică prin cuvinte, știi? Vrei să fii bine
înrădăcinat în neam, în tradiții. Nu neapărat să le respecti, dar știi, să le faci acasă, dar vrei să știi că aparții de ceva. Pentru că, după mine, din observațiile mele, cu cât ești mai mult în lume, cu atât ei mai realizezi că e minunat, că toți suntem diferiți și așa, dar realizezi că ești super dezrădăcinat, știi, că tu nu ești nici de acolo, nu ești, nici de aici. Și atunci, de unde ești? Da, întrebările astea mie mi-au apărut mai mult de când este Vera, fetița mea, pentru că mi se pare că toți părinții expați trec prin întrebări de astea de identitate culturală. Care e identitatea culturală pe care noi vrem să o transmitem? Pentru că e important să știi cine ești. Dar asta întotdeauna mi se pare că e legat de loc, identitatea. După facultate, noi cu soțul meu am strâns bani mult timp ca să mergem să sărbătorim terminarea facultății așa, în călătoria asta. Și urcam pe Empire State Building și vedeam că a fost construită în 1930, în criză, în marea criză, în cea mai mare criză care a existat, nici într-un an. Clădire de 100 și ceva de etaje și noi aici nu puteam să acoperim, uite, încălțările mele sunt murdare de glod, știi? Așa că o să dureze mulți ani, foarte mulți, dar eu cred că da, eu cred că deja lucrurile se schimbă și oamenii, cu siguranță cheia e călătorit, ieșit, duceți-vă, plimbați-vă, vedeți și după lucrurile se vor schimba. Încet, dar sigur. Dar cu niciun caz eu nu cred că e caz pierdut și nimic nu se mai schimb. Nu. Eu ce pot fac? Cred că fiecare trebuie să facă ce poate. Dar cu siguranță că este nevoie de un plan la nivel național. Dar I don't know how. Soțul meu este primul și singurul meu iubit din toată viața mea. I-am întâlnit foarte devreme, el spune mereu că el a știut dintotdeauna că eu am să fiu soția lui. I don't buy it, dar hai să zicem. Ne-am întâlnit, orașul Cahul deținea înainte o tabără de vară în Ucraina, la mare. La Primorsk. Și toți copiii orașului acolo petreceau verile. Și toate cuplurile pe care eu le știu acolo s-au format. Și noi ne-am întâlnit acolo într-o vară, când eram foarte mici. Nu s-a întâmplat nimic, dar el m-a plăcut foarte mult. Și după aceea, cred că 5 ani mai târziu, aveam 15 ani când am început chiar să avem o relație. Și anul ăsta oficial să fac jumătate de viață fără soțul meu și jumătate cu el. Da. Cred că suntem foarte norocoși. Cred că pur și simplu soarele a fost pe strada noastră când trebuia. Dar mai cred că soțul meu este foarte insistent și el a crezut foarte mult în relația asta și he made it happen. Evident, după aceea nu se mai întâmplă nimic cu forța, dar oricum contează focul de la început, știi? Nu știu dacă m-a cucerit, adică nu știu dacă a fost un moment când eu am zis că gata. Dar pot spune acum ce admir la el și ce mă cucerește în fiecare zi. Carisma, el e super carismatic, e super inteligent, întotdeauna știi ceva nou și tot timpul mă întreb, dar de unde știi? Știi, de unde ai mai scos și informația asta? Și soțul meu are o capacitate de a lucra cu el și de a crește cum eu nu am întâlnit-o la alți oameni. Știi? El stabilește că, uite, chestia asta pe mine mă deranjează la mine și eu vreau asta să schimb. Și eu schimb. E așa simplu la el. Dar nu e simplu, pentru că trebuie să găsești ce anume te deranjează, trebuie să afli înapoi, dar de unde asta a apărut, dar în ce context asta se activează la mine, ca tu să poți să lucrezi după asta cu... El face asta.
mereu. Știi? Punctat așa, clar, fără niciun fel de mândria asta cu uite eu ce am făcut. Știi? Și încet, dar sigur, cu pași mici eu fac. So, da, astea sunt, cred că, calitățile care mă îndrăgostesc în fiecare zi. Nu, evident că e vorba și de o aliniere de valori la noi doi, cu siguranță. Noi clar ne dorim aceleași lucruri și vedem în mare viața și viitorul și creșterea copilului acum în același fel sau în feluri foarte apropiate, dacă nu chiar în același. Dar nici nu știu, ți-am zis că e singura mea relație, așa că nu știu cum ar fi cu alte relații sau nu știu de ce aș accepta sau cine aș accepta la un bărbat sau la o altă relație. Acum e așa, atât știu. În general, mie nu-mi place să mă cert. Și de obicei e ceva gen, știi? Hai să discutăm. Dar discuțiile astea pot fi reașe direct în discuțiile astea, dar ele sunt interminabile la mine, știi? Noi trebuie să discutăm de multe ori, că eu trebuie să mă asigur că tu ai înțeles pe ce eu m-am supărat, știi? Dar așa certuri am avut, evident, dar sunt atâția ani de când suntem împreună, deja ne-am pus la punct un fel de sistem de intervenții în cazuri de urgență și nu mai facem, nu mai trântim uși de foarte mult timp, nu țipăm, nu ridicăm vocea, ne supărăm, dar așa, destul de civilizat. Și dacă vedem că nu mai putem să gestionăm lucrurile așa încât să nu super pe celălalt, eu am regula de 10 secunde, număr până la 10 și dacă încă mai vreau zic ce zic, am vrut, zic. Dacă nu, atunci mă opresc. De obicei, focul trece în astea 10 secunde și tu nu mai consideri necesar să zici tâmpenia pe care ai vrut să o zici, numai ca să superi omul, știi, și să îl ataci foarte personal, așa. E super ușor să superi un om. Mai ales când ești atât de apropiat cu omul, îi știi toate vulnerabilitățile, tu știi exact ce-l doare. Și foarte ușor, poți oricând să arunci o bombă de asta peste el, știi? Dar pe cine ajută? Că pe tine sigur nu te ajuți. Că îl superi și mai tare și îl îndepărtești și mai mult. Și după asta o să vă certați de la ce ai zis. Și o să uitați de fapt care a fost problema și nu o să mai aibă nicio valoare ce tu de fapt ai supărat, știi? Pentru că tu ți-ai permis alte chestii, mult mai mult și ai întrecut niște limite. Așa că it's safer să taci. Nu să taci în sensul de să înghiți, să închizi ochii. Nu, nu cred în asta. Dar să taci în sensul că nu neapărat să-l superi. Poți găsești feluri în care să zici niște lucruri fără să faci asta foarte personal și fără să apeși sub centură, știi? Dar da, sunt deja atâția ani că nu mai avem certurile astea aprinse și da. Cred că am avut astfel de discuții, cel puțin, dar mai mulți ani în urmă. Noi ambii venim cu un background. Și e foarte greu să treci peste background-ul tău. La mine, de exemplu, în familie era destul de, mai ales rolurile, erau destul de equal. La noi nu există treabă de femei, treabă de bărbați. Știi, cine este acasă și poate să fac treaba, ăla o faci. La soțul meu în familie au fost lucruri diferite. De asta, da, au fost niște ani în care noi am pus lucrurile oarecum la punct. Azi, it's mainly equal, în sensul că stabilim, ne înțelegem, tu faci asta, eu fac asta, e pe bază de înțelegere. Dar odată cu maternitatea, eu am înțeles că we are not equal, știi? Și poți face cât n-ai faci să delegi soțului tău, cât n-ai faci, pentru că tu oricum ai să faci mai mult în legătură cu copilul, da. Și oricum asta îți vine pe tine. Tu oricum ai să ieși de lucrat și de crescut copil și de făcut mâncare și de chiar dacă tu noi împărțim, chiar dacă noi încercăm. Oricum sunt unele chestii care
accepțiunea asta foarte, foarte superficială a feminismului, că nu-i despre asta. Feminismul nu sunt ok, știi? Dar eu cred că feminismul e despre accesul la drepturi și despre drepturi. Acum, cum ne înțelegem acolo, e altceva. Noi nu ne descurcăm deloc unii fără alții, în general. Noi avem nevoie unii de ceilalți și cred că, da, ca în orice mișcare, chestiile extremiste iau atenția de pe esență și dăunează, știi? Așa că, nu. Dar eu sunt feministă, da. Hai să zic, am avut un moment în care am fost așa, foarte, mi-am dat seama de ce se întâmplă. Tot soțul meu și-a luat paternity leave când bebelușul avea 7 luni și el avea și-a luat 2 luni de paternity leave. Dar acest paternity leave noi l-am făcut în Moldova când eu făceam colecții, noi ne pregăteam de New York Bridal Fashion Week. Eu făceam colecții nouă, așa că noi ne-am venit toți în Moldova și el avea paternity leave, știi? Dar paternity leave-a lui era cu 2 seturi de bunici, cu mâncarea pusă pe masă, strânsă de pe masă, dar cu 1 milion de aplauze, cât e el de genial și uite ce noroc am eu că am așa soț care stă cu copilul, că al meu nu stă deloc, știi? Și uite, atunci evident că m-am enervat pentru că toată lumea îl aprecia super mult pentru chestii pentru care femeile nu sunt apreciate. You have to do it, știi? Și vorbeam cu prietena mea care recent a devenit mamă și zicea că îi se pare că bărbații gândesc mai ușor la rece în cazurile legate de copii. Și mi se pare că normal gândesc la rece, pentru că rolul lor e nice to have, știi? Dar al tău, like, perfecțiunea ta în rolul de mamă, e need to have, nu e nice to have. Așteptările de la tine sunt mult mai mari și așteptările societății și respectiv așteptările tale de la tine, pentru că tu tot ce ceri de la tine și mai puțin de la el, pentru că așa ai crescut, știi? Că it's your job to do. Și atunci, după paternity-ul leave, în care e adevărat că eu am lucrat toată ziua și am avut posibilitatea asta și am venit acasă și m-am întors la rutina mea obișnuită, Vera încă nu mergea la grădiniță atunci și am venit acasă și s-a început același job full-time, numai că același gătit, strâns de 3 ori pe zi, pune masa, strânge masa, aranjează copilul, nu știu ce, că soțul meu era deja la muncă, știi? Și mi-am dat seama cât era de diferit maternity leave de paternity leave, știi? Deși, da, e wonderful că l-a luat, but it was not the same, deloc. Și a fost așa, a fost o dezamăgire, nu pe el, pe faptul că așa se aranjează lucrurile, știi? Și că eu nu am avut, evident puteam să-mi fac, dar nu am avut un maternity leave în care să fie totul așa de nice și eu doar să mă joc cu copilul și să fim doar în conexiune, știi? Întotdeauna a fost și lucrat și una și alta și alta, pentru că așa a fost. Dar da, asta e diferența. Și au să dureze probabil foarte, foarte mulți ani până noi într-adevăr vom avea roluri egale în societate. Foarte ciudat ce s-a schimbat, dar eu eram super anxioasă. N-aș spune frici pentru că nu puteam să le numesc, nu puteam să spun de ce mie mi-e frică, știi? Dar aveam multe griji, întotdeauna îmi făceam griji de ceva ce încă nu s-a întâmplat, dar eu deja anticipam. Și nașterea Verei, viața mea acum e mai plin de incertitudini decât a fost vreodată, dar it's just vanished, nu știu cum. Dar Vera ne face viața de 1 milion de ori mai frumoasă și mai interesantă. E pur și simplu fantastică. Și simțim azi că suntem acolo unde trebuie să fim și lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Suntem super recunoscători că suntem părinții Verei. E nice. Eu știam dintotdeauna că vreau copii, dar eram, nu știu cum, tot amânam momentul și tot nu vedeam, nu puteam să văd
Știi, în capul meu trebuie mai întâi să văd că asta se întâmplă. Să pot să-mi imaginez și nu puteam încă să-mi imaginez cum asta arată. Și în momentul în care mi-am imaginat, lucrurile s-au întâmplat. Și s-a întâmplat mai bine decât atât nu putea să fie. Măi, evident că eu vorbesc dintr-un confort cât de cât, știi? Eu nu știu cum este să faci griji pentru ziua de mâine, știi? Și cred că acolo lucrurile stau altfel. Dar după cum ți-am zis, deja de aici până la milion, nu că n-aș fi departe, super departe, dar diferența din punctul meu de vedere în felul în care eu azi trăiesc e destul de mică pe care poate să-mi aducă milion. Adică nu bine, n-a să-mi cumpăr două perechi de pantofi, dar să-mi cumpăr 10 sau 10, dar, două, dar mai scump, nu știu. Dar oricum chestiile n-a să mai călătoresc cu econom class, dar să călătoresc cu business class, maybe. Dar oricum a să călătoresc, știi? Adică eu oricum deja pot să călătoresc. De asta nu cred că e fair să zic că nu e strașnic din punctul din care eu pot asta să zic. Cred că poate să fie foarte strașnic și cred că poate să fie foarte greu să te culci noaptea fără să știi cu ce ai să-i hrănești mâine, știi? Dar dacă lucrurile sunt cât aranjate, nu e strașnic, e nice. Noi foarte tare ne dorim să o învățăm să viseze, să o încurajăm să viseze, știi? Dar mi-e super frică că pot să tai aripi, știi? Toți putem. Și mi-e super frică de toți, niciodată nu m-am îndoit de fiecare cuvânt pe care îl zic mai mult decât acum, știi? Fiecare cuvânt eu mă gândesc, dar cum asta să influențeze, știi? Deși asta cu traumele un pic m-a mai calmat, știi? Eram mai anxioasă în legătură cu ce traume pot eu să-i cauzez în sarcină. Dar când am născut-o, mi-am dat seama că she's not that fragile. E un om întreg și she will survive, știi? Azi duc la psiholog, la urmă, toți am fost. Dar chiar vreau să viseze și să aibă îndrăznirea asta, știi? Îndrăzneala asta și să nu se teamă de nimic. Vreau ca ea să știe că se are pe ea în primul rând și relația asta e singura pe care ea trebuie să o cultive no matter what, știi? Cu relația asta, ea cu ea, ea trebuie să lucreze și doar acolo trebuie să investească și dacă this will work, o să funcționeze toate și sper că pot asta să-i transmit. Cred că e despre să te asculți și să reacționezi la toate semnalele. Știi? Nu să te faci că plouă, dar chiar să reacționezi. Cred că e despre asta și despre un respect care poate fi perceput de multe ori ca aroganță, rudeness, vreau zic, da? Că ești nepoliticos, dar e respect a propriilor granițe, cred. Dar nu știu, ți-am zis, eu caut. I am closer than ever, hai așa, dar nu acolo încă, dar pentru că mie, nu mi se pare că asta s-a cultivat și asta se cultivă în general în cultura noastră, nu, știi? Iubirea de sine, asta e egoism, se consideră, știi? Danemarca m-a învățat slow living, încă nu, pentru că tot noi suntem moldoveni, știi? Dar învățăm să ne bucurăm de chestii super mici. Dar, da, învățăm să ne bucurăm de chestii, like, nu știu, cafeaua pe malul mării, that's wonderful, știi? Să nu te grăbești, da. Și să-ți dai timp să analizezi ce se întâmplă în tine, în corpul tău. Eu am fost super activ pe social media acum mai mulți ani înainte de Zoe Rowan. Dar mi-am dat seama că asta eram prea tânără ca să deal cu FOMO ăsta. Mi se părea că toți au fiețele mai frumoase decât a mea. Toți la vârsta asta de acum au ajuns nu știu unde și treaba asta cu vârsta super moldovenească. M-au urmărit ani de zile. 24, ce ai făcut? 25, na, știi? Că în preajma zilei mele de naștere eram foarte down de fiecare dată pentru că era un fel de bătut de bile. Nu știu ce s-a schimbat, nu pot să put my finger, nu pot să numesc fix o chestie care s-a schimbat, dar
Acum nu mă mai deranjează deloc vârsta, nu mă mai compar deloc cu nimeni, nu mă interesează cine și cât a reușit și până la câți ani, deloc nu mă mai interesează. Mă interesează în ideea de wow, bravo, ok, if you wanna share. Dar atât, nu e un reper pentru mine. Cred că, în general, când cu cât mai mult crești și mai mult avansezi în viața ta de adult, începi să te cunoști pe tine mai mult, începi să înțelegi ce-ți place, ce nu-ți place, faci mai mult din ceea ce îți place și din cinci mai puțin din ceea ce nu-ți place. Și dacă ai un mediu, cum am eu, din oameni care tot asta fac, știi? Care nu ți încalcă granițele, tu îi spui că nu vreau să ies la cafea azi și el nu spune, da, hai, te rog, hai să ieșim, că tu niciodată nu vrei sau chestii de genul, știi? Nu, eu nu cred în relații de astea, știi, condiționate. Dacă sunt relații nu de prietenie, dar de business și așa, asta e altceva. Dar nu cred în relații de prietenie în care e un schimb unul la unul. El niciodată nu e egal. Eu am o perioadă down și atunci tu ai să dai mai mult. Probabil că de la tine o să fie 98 de pași și de la mine doar 2, știi? Și pe urmă o să fie invers. Pe urmă o să fie o perioadă când o să avem 50, 51, 49, de exemplu. Dar eu nu cred. Relațiile, cred, relațiile astea super apropiate, super omenești, they're not about fairness. It's about love. Știi? Este? Nu este. Și dacă este, atunci tu ai să faci și 380 de pași din 100, știi? E număr la, am de la degetele la o mână oamenii cu care eu comunic apropiat și care mie mi-ar plăcea să mă întrebe cum e viața la mine azi, știi? De asta e, nu știu dacă se aplică, că cercul meu nu e atât de mare încât să se... Știi, cât e mai mare, cu atât mai ușor oamenii pică din el, știi, în situații de criză. Dar pot să zic că maternitatea, după mine, mai ales la început, e o perioadă în care te simți super singură. Foarte singură. Eu sunt un om care deals very well cu being alone, mi-mi place treaba asta, dar oricum sentimentul ăsta de singurătate și de loneliness nu m-a trecut pe alături după ce am născut. Și atunci cred că e bine dacă este un om lângă tine care te scoate la o cafea, știi? Da, în același timp depinde și de natura relației, pentru că dacă e un om nu foarte apropiat, tu nici nu vrei ca el să te scoată la cafea și el să te deranjeze și să-ți picuri pe creier. Dar mi-am dat seama că după ce eu am născut, mi-am dat seama că prietena mea care a născut înaintea mea, n-a beneficiat deloc de atenția mea, pentru că eu nu știam cu ce asta se mănâncă. Și eu nu înțelegeam în general, nu puteam să-mi imaginez prin ce ea poate să treacă și abia după eu mi-am dat seama cât de singură probabil că ea s-a simțit, știi? Și cât de mult probabil că ei a lipsit apelul meu sau invitația mea la cafea într-un moment în care ea se simțea singură. Mi-am dat seama că toate întrebările mele erau despre copil. Dar nu era despre mamă, știi? Ok, dar tu cum ești, știi? Era pentru că ea a venit, era prima și noi toți era o prințesă de fetiță în care, în jurul căreia noi toți ne învârteam. Și oarecum mama ei a fost pe planul 2, știi? Dacă e ceva tare important despre copil, crede-mă că ea și singura să-ți spun. Pentru că are 98% din gândurile ei despre asta. Adică tot e despre asta și ea efectiv te trezește într-un moment când tu altceva n-ai despre ce-ți vorbești, pentru că asta se întâmplă, asta e, așa arată viața ta acum. Temporar, hopefully, dar așa arată, știi? Și da, ar fi nice ca să nu întreb decât chestii generale, dar da, să check on her, să vezi cum e ea, ce vrea ea, ce și-ar dori să schimbi în viața ei, ce nu merge, dacă are nevoie de ajutor. Și după eu am avut norocul să nasc după ea, știi? Că ea deja știa ce asta se mănâncă și
eu am avut parte de atenție, știi? Nu am avut depresie postnatală și în general am avut așa stări de loneliness când îmi dădeam seama că viața mea arată un pic altfel decât înainte și că cât de tare n-aș vrea, eu nu pot acum să mă duc în oraș să beau un pahar de vin cu soțul meu și să enjoyim, să venim la 5 dimineața acasă cum era înainte, știi? Oricât de tare, nu pot. Și am avut momente de tristețe când realizam treaba asta, știi? Dar n-am avut depresie. Dar nemulțumiri de cum arăt, evident, da, am avut. Da. Și totul e atât de temporar, știi? Adică toate chestiile astea se rezolvă. Da, nu atât de repede cum eu vroiam. Eu mă gândeam că într-o lună I'm back in shape, știi? Da. Eu într-o lună măcar să spăl capul, știi? Dar cred că în general ar trebui să scăpăm un pic de obiceiul de a ne egala valoarea cu felul în care arătăm. Văzut ieri un video pe Instagram. Zicea cineva că dacă o femeie face mai puțin bani, o face mai puțin valoroasă sau o face mai puțin interesantă sau mai puțin dorită. Ea vrând să zică că da, știi? Și so wrong. So not about that. Și sunt atât de multe variabile la ideea asta de câți bani faci, știi? Și mi se pare super periculos să transmiți ideea asta că, hei, faci bani, egal, ești valoros. Not at all. Știi? N-are nicio legătură. Cred că ar trebui să ne creștem copiii cu ideea că tu ești valoros prin simplu fapt că existi. Gata. It's enough. Your life is super important. E foarte important. Toți trebuie să facem tot ce putem ca să protejăm asta. Și tu, la rândul tău, trebuie să faci tot ce poți ca să protejezi alte vieți, știi? Pentru că ele sunt valoroase doar pentru că există. Măi, sincer, n-am. Adică, ți-am zis, mi-e frică de moarte. Și mi-e frică de moartea celor apropiați. Și de... mi-e frică de ceva care duce la moarte, știi? Adică de o boală în cazul în care nu poți să mai faci nimic. Deși eu nu sunt omul care să mă opresc. Adică mi-e frică de oamenii care trec prin ceva dacă m-au pe mine în preajmă, pentru că poate ei o să obosească, dar eu nu o să obosesc. Și am să fac încă mult, mult demersuri ca lucrurile să... Așa că nu, ți-am zis că dacă povestea nu se termină cu moartea, atunci ea nu-i terminată, so I'm fine. We can find a solution. Evident că am multe frici legate de Vera, dar tot ultimately au legătură cu moartea, știi? Nu. Eu nu sunt religioasă. Eu nu cred în Dumnezeu. Nu mă duc la biserică. Atât mai mult. Dar în ultimii ani mi se pare că se întâmplă ceva. Adică eram foarte vehement ateu înainte, dar acum mi se pare că se întâmplă ceva, simt o legătură. Dar nu pot să explic ce asta, știi? Adică nu pot să... Dar nu mă rog, nu cred neapărat că cineva o să mă ajute, o să mă salveze. Dar cred că nu cred, sunt pe drum să cred că există ceva mai mult decât atât, știi? Că există ceva ce noi încă nu știm să explicăm, dar ce guvernează cumva tot asta. Parcă mi sper că îi dă mai mult sens. Dar ți-am zis că nici nu m-aș numi credincioasă. Sunt acum, am debating, sunt ateu. Deci cred că acum, fix în momentul ăsta, sunt agnostic, că sunt și acolo și acolo. Da, încă sunt la mijloc. Dar ar fi super ciudat să fii la fel tot timpul. Atunci, what's the point? Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Altfel, de ce au trecut atâți ani peste noi dacă nimic nu s-a schimbat, nimic n-a învățat, nimic nu s-a acumulat? Și, da.
Eu știu cum arată bătrânețea mea. Don't you worry. În cel mai rău caz, pe malul Mării Mediteranei. De mână cu soțul meu, ne permitem să călătorim fără niciun fel de problem și ne permitem, nu mă refer la bani, mă refer la starea corpului nostru și la lumina din ochi. Vrem să trăim, vrem să enjoyim. Și suntem prin lume, nu cred că avem un loc în care stăm, știi? Dar fix acum m-ai prins pe mal cu un gin and tonic. Vera nu-i lângă noi, pentru că are treaba ei, are visele ei de urmat, are casă de făcut, probabil. Nu știu, n-am planuri pentru Vera, chiar n-am. Planurile mele cu Vera se termină în momentul în care ea pleacă din casa noastră, dar și acelea sunt foarte... N-am, nu-mi doresc nimic de la ea. Nu vreau să fii nu știu cum, vreau să fii safe, atât. Chiar îmi doresc să fii în siguranță în lumea asta și să aibă feeling-ul ăsta de safety. Mi-am dat seama, ți-am zis că stătea sora mea la noi și a venit cineva la noi în vizită, pe care Andreea, sora mea, a întâlnit-o într-o călătorie și era o fată de 18 ani. Ea e nemțoaică și era deja de 3 luni în drum cu backpack-ul prin Europa, singură. Ea a terminat liceul și a luat backpack-ul, ea a strâns niște bani în vara ce și s-a dus prin Europa și ușa din oraș în oraș, fără plan. La primul tren era un program care îi oferea ei călătorii cu trenul gratuite. Și mai departe, singur îți descurca ori pe Couchsurf sau Surf Couch, nu știu cum se numește aplicația exact, ori se întâlnea, nu știu pe cine, cum, de altfel a întâlnit-o pe Andreea într-o călătorie și după aceea a întrebat-o dacă nu cumva poate să o găzduiască când ea să ajungă în Copenhaga. Ei bine, și era o fată atât de mică, dar atât de liberă și eu mă gândeam, Vera era mică încă și acum e mic, dar ce era mai mică. Și mă gândeam, cum să fac să-mi cresc copilul cu încrederea asta că ea poate să duc în lume, că lumea e a ei, că toate experiențele astea, she's entitled să aibă toate experiențele astea și să nu aibă frica asta că lumea e un loc periculos, un loc urât în care toți vor să furi ceva de la tine sau să-ți iei ceva ce e al tău și nu e al lor și tot așa. Cum să cresc un copil care are încredere în viață, știi? Și în faptul că lumea e bună, e un loc frumos și oamenii nu sunt răi, oamenii sunt buni și oamenii vor să te ajute și de fapt e plin de iubire. Uite, asta e challenge-ul cu care noi acum pe care vrem să-l trecem. Da, dar am fost efectiv fascinat de fata asta, dar mai ales de părinții ei. Pentru că vorbeam cu o verișoară și zice că nu, eu pe mine nu-i las, știi? Zic, nu te întreabă nimeni, it's not about you. Și nu trebuie să pui fricile tale pe umerii lor. It's their life. Așa că, da. Eu, în general, nu știu care e sensul vieții și nici nu cred că ea trebuie neapărat să aibă sens. Cred că căutarea sensului vieții e neblagădarnă eu. Nu cred că trebuie să-l cauți. Uneori are, alteori n-are. Sunt momente când ți se pare că tot ce faci tu e super important și super nice. Sunt alte momente când ți se pare că nu. That's ok. Cred că sensul e călătoria în sine. Drumul.